ceva. Cum e, măi, Adriana? Cum stă treaba până la urmă? În legătură cu ce? Că sunt prinsă. Nu consider că... E sigură? Nu, uite la Adelina. De ce te tragi cu ochiul la Adelina. Nu știu ce să zic. Tu cum simți, de exemplu? Simți că dacă aș face... Ia fiți gest... atente. V-am închis conexiunea și au ieșit toți să se dea cu parfum, uitați-vă. Am și spus, parfumați-vă. Mihai? Asta voiam să spun. Au mai rămas câțiva în casă. Vine încoace. Smell. Cine a ieșit? Cine oare? Nicolae. Radu. Alex. Nicolae, Radu. Eram dezamăgită dacă Alexandru. Ei care nu? Alexandru oare a făcut asta și prima dată pe mine? Asta mă interesează. Da, ei au ieșit. A făcut și asta și prima dată. Ce zice Alina? Ce să zic? Momentan nu am nimic de zis. Pare bine. Ce stai ciobanule acolo? Ce te uiți așa? Uiți, îți clătești ochii, apagu-vă. Mihai, ridică-te, nu vine politicos, nașule. Haide, nu vine politicos. Mă lăsese somn. Deja nu-i pentru tine, nici pentru Mickey, mai înaltă, Alex. Alex e singur, ca să știi. Dacă îți place Alexandru, mai pune iar cadru, ca mă numai să vă dea deschis. Ne cunoaște? Te-ai uitat? M-am, nu știu, dar eu dacă mă uit, normal că eu stau aici și mă uit acolo și nu m-am rămas. Să mai audă că am intrat pentru el, ar fi cool, da? Da, dacă te uiți așa, normal că pari wow. Unde pot să iau și un loc? Acolo. Băi, mersi pentru cămașa, chiar aveam nevoie. De unde ești tu, Larisa? Auzi, mi-a mai ia lui Alex. Din Argeș. Eu mă gândesc la viitor, nu prea pot să... Mi s-a întâmplat ceva în trecut și nu pot... Ce? Am stat foarte mult cu o persoană, nu m-am gândit la viitor. Mă gândeam la prezent. Persoana toxică. Da. Și... Ce ai regretat ani. Exact. Nu mai vreau să pierd timpul de asta. Fac. Am discuțiile astea pentru că, da, trăiesc prezentul și după aia nu mai vreau să sufăr, să pierd timp, să pierd... A fost o relație frumoasă? La început, da. Serioasă? Da. Ai simțit iubită, protejată, da. Dorită, apreciată? Da. La început, da. În primii 3 ani, după... Nu. Ce s-a întâmplat după? Păi, m-a înșelat. Și a fost... După ce s-a întâmplat chestia aia, am suferit enorm. Și greșeala mea a fost că am stat... Am renunțat la studii, am renunțat la minim, nu mai eram eu însumi, eram... Dar de ce ai făcut asta atunci? De ce? Nu știu, așa am... Eram mică, nu știu. Eram protejată, eram iubită, nu-mi găsea nimic. Și v-am zis, poate lumea mă judecă că nu vorbesc, că nu mă exprim cum trebuie. Dar eu, după relația asta, nu mai am încredere. Alina, nimeni n-are dreptul să te judece. Sau să... Nu, am mai văzut comentarii pe internet. Așa, sau și... chestii de genul. Sau... Am văzut foarte mult. Nu poți să știi ce-o trăit un om. Tocmai. Eu tine viața te-a întărit. A, da. Eu de asta am și plecat. Probabil dacă nu plecam, încă mai eram acolo. Dar de ce ai acceptat să te înșele? N-am acceptat. N-am vrut lucrul ăsta. S-a întâmplat, am găsit în casă. Ce? Acea persoană. Acea persoană în casa voastră? Da. Cum? Am venit acasă, eu eram la mami. Da. Și munceam pe perioada de vară în locul ei și stăteam la mami ca să fii mai aproape de muncă acolo. Și într-o dimineață m-am dus acasă acolo, am deschis ușa și era acea fată acolo. Și ce ți-a spus? Ce se spune? Ea credea că are și ea relații. Ce ai spus? Ce ai vorbit cu ea? Ce am spus? Am rămas, era și mama ei, am rămas... Nu mai aveam cuvinte. Mama ei, mama fetei? Da. Mama fetei era în casă? Da. Adică el deja începuse altă relație serioasă? Da, el era de mult. Adică fata nu era din, de acolo, era din altă țară. El a adus-o în vacanță. Și faza e că
el venea la mini. Eu stăteam zilnic cu el sau dormeam. Și o să ducea și la acasă la el unde era acea fată. Deci el ducea o viață dublă, cum ar veni. Da, la un moment dat, da. Avea o relație cu tine acasă? Da. Și o relație la el acasă cu altă fată? Da, o ducea în vacanții. Și nu știați niciuna de celălalt? Exact. El mai păstrează legătura cu fata aceea? Nu știu, dar pe mine... V-am zis, mulțumesc lui Dumnezeu că am ajuns aici. Sau dacă nu ajungeam aici, trebuia să plec în altă parte, pentru că... Mama ta, ce-a spus? Mama mereu zicea să mergem la poliție, să mergem. Am mers la poliție. De ce la poliție? Pentru că venea la muncă, după mine. Te hărțuia? Da. Mi-a amenințat prietenii. Pe ce? Îmi amenința prietenii. Pe ce? Prietenele. Să nu mai iesi cu mine, că îmi deschide mintea. Încerca să te depărteze de prieteni ca să nu mai ies cu prietene, să-mi fac și eu o viață normală. Bun, să stau cu el. La momentul în care tu ai găsit-o pe fata respectivă și pe mama ei în casa lui, ce a spus mama fetei? Mama fetei nu a zis nimic, fata a zis ieși. Eu i-am zis ieși ei, pentru că am găsit hainele în dulapul meu. Ceea ce... Hainele fetei în dulapul tău? Este momentul ăsta, nu pot să trec. Pentru că am pus foarte mult suflet acolo. Când am stat împreună, am făcut o casă, am muncit foarte mult. Am avut foarte multe activități, m-am sacrificat. Am pierdut timpul, am renunțat la studii, am renunțat la mini. I-am respectat religia, am respectat el și chestia aia m-a marcat. Când vezi munca ta, tot ceea ce mi-a dat mami, știți că așa sunt mamele, să mai dă câte ceva, nu știu, o lenjerie și să găsești pe cineva acolo. E foarte dureros. Da. E foarte dureros, să știți. Eu pentru peste momentul ăsta nu pot trece. Din păcate sunt foarte multe fete care au trecut prin astfel de situații. Cel mai mult îmi pare rău că am pierdut timpul. Că n-am studiat, că nu am încredere în mine. Acum eu nu pot avea încredere. Nu știu, nu am încredere în mine. Să nu-ți pară rău. Acestea sunt lecții de viață. Acel timp nu este pierdut. Te-a maturizat. Te-a făcut să fii mai precaută. Ai învățat. Te-a întărit. Chiar dacă tu spui că n-ai încredere în tine, ți-o vei recăpăta. Pentru că vei începe o viață nouă departe de acel băiat care nu te-a meritat. Iar acum el nu vrea să accepte faptul că tu ai hotărât să-ți vezi de viața. Exact. Nu vrea să, da. Eu am blocat numere, toate neamuri, verișori. Ia numere și face alte numere. Și v-am spus, vă jignește pe Alexandru, nu știu, cred că e cineva, Facebook sau nu știu, vede. Dar ție ți-e teamă de el? Da. Poate să facă multe lucruri cât răzbunătoare. Ce ar putea să facă? Să se răzbune. Cum? Cred că ar putea și violență. Îl vezi în stare de așa ceva? Da. Da. Dar spui că în trecut nu s-a întâmplat. Dacă eu aș fi cu cineva acum, nu cu mine,
cu mine nu, niciodată nu a avut. Nu mă... Refer la partenerul tău. La partenerul meu, da. Mm-hmm. Dacă ar fi cu mine, nu, doar verbal. Sau, nu știu, cu lucruri, nu, nu mine. Dar tu, după această competiție, ai de gând să te întorci în Italia? Păi, eu da, eu aș vrea. Păi și dacă vei avea un iubit și el nu dar va poate vrea... atunci, până atunci va găsi și el și va înțelege. Că eu sunt departe, asta era ideea. Că dacă nu sunt departe, nu... Și îmi zicea și el câteodată, te rog frumos, da, am greșit, pleacă de aici să nu te mai văd. Că nu pot. Bună! Bună! Bine ai venit în Casa Puterea Dragostei, Larisa! Bine v-am găsit! Noi aveam aici niște discuții un pic mai profunde și triste. Dar pe de altă parte, sunt lecții de viață. Oriunde dorești poți să-ți pui fotografia. Okay. Ce faci, Larisa? Bine. Ce-ai dansat? Ia, e curioasă colega ta, Adelina, cu cine ai dansat? Cu Duțu. Ah. Uite. Nu se supără nimeni. Adelina. Nu se supără. De ce ai Adriana de te amuze așa? Larisa. Că s-a liniștit. Gata, toată lumea e liniștită acum. Cât te acomodezi tu, uite, o să te invit aici pe scaun. Vreau să fac conexiunea cu băieții pentru că am auzit că au avut loc niște incidente. Așa ați primit-o și ați întâmpinat-o pe Larisa? Cum? Comportament, domnișoara Cristina de... Alex a spus că e urâtă. Nu, no, domnișoara, da. Cristina. Alexandru? Da. Ba da, ai spus urâtă. Ce? Bă, tăcești, domnișoara Cristina, am zis că a fost ai un gest urât. Ai spus că te-a ocupat. Nu, 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 nu. Atunci, bă, băi, lasă asta. Partea celor doi. Lasă asta. N-am zis niciodată așa ceva. Asta la Larisa. Niciodată n-am zis de o parte casa asta. Bă, așteaptă-mă, omule, ești obosit. Niciodată n-am zis casa asta când vii cu aberații de-astea. În momentul în care a venit să te pupe, greșesc, nici dacă greșesc. Ai spus că ți-a mutat maxilarul când că te-am bis când apași pe aia, ai zis urâtă. Nu am zis așa ceva. Ba da. Ia, a, microfoane, te pup, microfoane. Înainte mi-ai zis că am făcut o urâtă. Da, e așa, că vrea Larisa să zică ceva. Zi. Cum îl cheamă? Alexandru. Alexandru. Păi el chiar se băga foarte mult în seamă cu mine. Na, și acum a făcut o urâtă, ia, logica lui Radu. E păi normal. Adică el a pus cel mai multe întrebări. El... Nu, n-a pus, el a pus Codruț, a pus Duțu. Nu Alexandru. Nu mai veni cu acuze despre mine că zic niște lucruri atât timp cât te-ai dat în spate cu parfum, ți-ai luat apă de gură, s-o văzut pe camere toate. Alex, dar tu ce ai făcut era afară? Era acolo că ți-ai luat apă de gură și te-ai apă, dat cu apă, da. Apă de gură, bă, taci, bă, de eu măcar n-am spus de femeia asta că e urâtă. Păi, dar ce, Radule, credeai că te pupă Larisa? Da, domnișoara Cristina. Păi ne-am pat pe obraz, domnișoara Cristina. Domnișoara Cristina. Ne-am pat pe obraz de bună ziua. El cu relație face chestii de genul. Deci, bă, dar ce am făcut, mă, așa? Cum ce-ai făcut? Mai te-ai urcat pe scaun să vezi ce da, mă, dar diferența e, da. În spate te-ai luat, te-ai dat cu parfum. Am luat, nu, după nu mă dat cu parfum. Apă de gură, da. Te-ai dat apă de gură, da. Hai, bă, lasă-mă în pace. Dar diferența... Și mi-a acus pe mine că am făcut-o eu urâtă și totuși într-o fată nouă în casa asta și voi vă faceți numerele de te-ai dat cu parfum sau nu, Radu? De mă de aici. Radu. Radu te întreabă ceva iubita ta. Da. Te-ai dat cu parfum sau nu? Nu. De ce minți? Nu mă dau. Minți, băi, dacă te-am văzut. Bă, n-ai ce să vezi, vezi că m-am dat apă de gură. Așa-i. Vino și miroase-l, că nu mai poți de aici, miroasea numai parfum. Bă, dar parcă miroseam urât, dar cu mirosea parfum. Cum, păi, ai și te-ai dat cu parfum, că miroseai urât. Bă, miroseam a o și nu îmi permiteam să miros urât. Dar voi doi, ce aveți? Nimic, domnișoara Cristina, era și Larisa în casă. Era și Larisa în casă și cred că a fost martor și ea la discuție. Vorbeam cu fata și începea să mă facă cuvântul cu P. Nu vreau să păi repetu, că asta nu se difuzează. Și după aia a venit la mine cu niște flori și mi le-a asta... băgat în gură. Mi le-a băgat în ești... față. Și la când s-a întors. Aoleu, vine fata nouă și încep. Noi oameni buni. Da. Nicolas! Da, domnișoara Cristina. Ce căutai cu florile către el? Domnișoara Cristina, mie mi s-a părut că are m***a Radu și am încercat să-i dau florile alea. Și el a ce? Ok, am înțeles. Ferească Dumnezeu. Dar dacă pe el a dat... Vorbă, bă.
Sunteți sub orice critică. Adică... El domnișoara Cristina, nu eu. No, da, într-adevăr, dați din unul în celălalt. Nici nu mai vreau să vă ascult, că e jenant. Adică, cel mai grav e că nu realizați. Mă rog, cine purta monologuri pe acolo? Mihai Petre. Ia zi. Mădălin, domnișoara. Zi, Mădălin, ce spuneai? Ce am zis? Dar de ce? N-am vorbit aici nimica. Vreme. Astăzi ai ținut un șir de monologuri. A, bine, da, recunosc că am spus că am revenit asupra situației și a deciziei de... A nu părăsi competiția. Da, 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 și de mâine mă vedeți iar în forță. Cred că te-a motivat Larisa. Nu aș putea spune asta, dar s-ar putea să mă fi... Să fi fost raza mea de soare care mi-a dat o palmă și mi-a zis stai aici, că ai de ce. E, poftim. Eu cred că mai degrabă i-ar spune lui Duțu, stai aici, că ai de ce, dar acum na. Da, dar eu nu vorbesc de Larisa, n-am treabă cu Larisa. Duțule, mâine te rog frumos să vii și cu poezine. Duțu! Da, domnișoară Cristina. Ce faci? Bine, fac. Domnișoara Cristina, să știți că nu sunt obosit, că am dansat. A, da, e clar. Dacă ai obosit de la un dans, nu ești pregătit să o porți prin viață de mână pe fată, nici nu te mai întreb. Adică nu m-am declarat pentru Duțu. De fapt, o placi pe Larisa? Da. Nu am cum să-mi placă acum, domnule. Nu-ți place. Da. Fizic. O zis că-i place, domnișoara Cristina, așa o zis. Să-i placă, respect, că nici de el. Adică e drăguț, e drăguț, e frumoasă, dar... Momentan n-am cum să zic că placă, că nu cunosc pe cineva. Dacă nici pe el nu se place, domnișoara Cristina, da? Dar de unde ai dedus tu că nu se place nici pe el? Păi dacă se uită în oglindă și nici pe el nu se place. Este foarte bine. Nu mai vorbea, Iure. Duțule, ai ochi doar pentru Adriana. Așa. Și pentru Gianina. Și uneori Adelina. Larisa nu. Gianina. Și totuși nu are pe niciuna. E, poate o să lupt și pentru Alina. Da! Aoleu, ia uite, de asta ce Sandro atât de tare? Simte că o placi pe Alina? Nu, domnișoara Cristina, o să facă chestia asta doar să mă enerveze pe mine. Alina. Stai din gură! El a zis că e disponibil să mute și în Italia. Da, da. Alexandru, da, domnișoara. Dar pe tine, de exemplu, te-ar deranja dacă Duțu ar decide să facă pași? De ce, mă? Păi dacă mie îmi place fata. Nu are voie, domnișoara Cristina. Împreună. Păi nu mai sunt, păi dar fac eu să nu mai fiu. Nu contează. Da, cum ai de gând să faci tu să nu mai fii tu? Păi prin, prin felul meu de a o cuceri. Da, nu lupți tu pentru mine. Lupte pentru mine. Sau cum ai cuceri până azi? Nu pentru mine. Păi da, mă, de ce? Da, am dreptul. Nu ai niciun drept. Dar ce am eu prietenii? Alex își invită doar prietenii să lupte pentru mine, dar lui ai uitat? Pe Codruț, pe Vlăduț. Păi da, eu nu sunt prietenul. Da, bine, cum zici tu, nu lupți. Gata, și-am încheiat subiectul. A, de asta... De ce să nu lupt? Am Duțu, de asta îmi faci mereu Duțu din nou. Duțu luptă cu sărăcia. Nu are bani. Ia zi, Nicolas, cu ce luptă, Duțu? Duțu luptă cu sărăcia, domnișoara Cristina. Și-a dat toți banii pe ăla, pe bibelourul ăla din gură și acum... Pe dinți? Sunt mai sărac. Bibelourul, table, că nu sunt mai sărac. Dinții sunt ăștia naturali pe care îi avem noi. Nu, nici de cum. Aia galben pe care... Auzi, Nicolas, și ce simt eu? Că tu ești invidios pe Duțu. Da, domnișoara. A văzut că m-a ales fata pe mine. Pațete. Sper să nu te prindă. Hai, da, pe spate. Noua lună fără să faceți un cuplu. Și eu să sper. Fii tot singur. Și eu sper, domnișoara Cristina. Ce cuplu, domnișoara Cristina? Dacă nu și-a sticla cu el. Și-a sticla, se scrie cu sticla. Nu se poate, noi cuplu niciodată în viață. E, niciodată, niciodată să nu spui niciodată. Niciodată. Au, te gândești la... Și nu mai știu cine mi-a zis, Georgiana, sau nu mai știu, dacă erai cuplu, dacă făceai cuplu cu Nicola, să te votam la cuplu lunii, nu știu, că nu. Nu mai știu exact. Băi, eu mă ajut dacă faceți cuplu, vă votez. Da, dar nu facem cuplu, că nu mă interesează. Ia, cine-și banii? Georgiana zâmbește. De ce zâmbești? Nu mai știu. Era amuzant, că am zis că o să-i votez la cuplu lunii dacă ei doar... Nu doar tu, și Duțu. Și eu o să-i votez dacă o să facă cuplu. Lasă, da, Duțu. Mai ia, fiți atent! Lași tu cuplu, Duțu, cât îi votez. Exercițiu sondaj. Cât i-ar vota pe cei doi dacă ar forma un cuplu? Mâna sus. Georgiana, lasă-mă la toată casa. Hai. Cele mai mari șanse. Ce tare. Ce păcat. Mai motivat acum ca niciodată. Promovăm falsitatea. Bine, poate vă mai gândiți mâine, pentru că astăzi cele 8 ore s-au încheiat.
de ce când a intrat Larisa în casă și ai fost întrebat, ai spus să zicem că am relație, să sperăm că nu? Tocmai înainte să intru am citit mesajele și nu m-a enervat că ți le aduc să le vezi și cu telefonul în cap. Voi ieri v-ați despărțit, a zis gata, nu știu ce. Când, când ajung acasă, tu vorbeai cu Alina de parcă nu s-ar fi întâmplat nimic. Alina, draga mea, și dacă nu era Iasmina și Mihai, tot nu vă votam pe voi. Să vă arate în privat că m-a certat cu ea, tocmai din cauza voastră că îi sărim mereu în cap. Dar nu vreau să vă certați. Vedeți-mi de treaba ta de... Ce ești? Băi, atâta pot, bă, și permis la toți. Vorbeam pe... Hai că exagerezi. Dar cine e asta, mă, să fac așa cu tine, mă? Mă simte puternic. S-ar putea să iau patalul Răducu și s-ar putea să aibă nevoie de mine. Ce față să iei tu, mă? Cui? O să vezi. Băi, slab? E slăbă? Bă, că tu placi un băiat de aici din casă. Simt că Radu încă te place? Din păcate, pentru Adelina, că pe ea o deranjează. Adică se întâmplă acțiunea cu o săptămână. Alo! Sezonul 1, sezonul 2. Tu mă vezi pe mine? Te ridici tu în fața mea. Ce te ridici tu în fața mea? Vezi de treaba ta, bă, băiatul. Ia eu un cățeluș după tine. Cum? Și tu adresezi. Tu crezi că Radu încă mai suspină după Adriana, așa cum susțin cei din casă? Da! Pentru a vă abona, apăsați aici. Pentru a viziona mai multe filmulețe, apăsați aici sau aici.